Bine v-am regăsit la o nouă lecție. Sunt Ancuța Bondar. Te-ai întrebat vreodată cine sunt eu? Dar celălalt? Îl pot înțelege pe celălalt în lumea aceasta a diversității culturale? Astăzi, la educație socială, ne oprim asupra raportului eu-ceilalți, noi-ceilalți, în societatea multiculturală și în societatea interculturală. O resursă pentru clasa a 6-a. Haideți să descoperim împreună ce este societatea multiculturală și societatea interculturală. Termenul multiculturalitate se referă la coexistența mai multor culturi și se manifestă prin diferențe culturale, de identitate sau politice. Termenul interculturalitate se referă la schimburile dintre culturile coexistente și se manifestă prin interacțiunea și influența dintre culturi. Societatea multiculturală reprezintă diferite culturi, grupuri naționale sau etnice, care trăiesc împreună, fără un contact constructiv și real al unora cu ceilalți. Societatea interculturală se referă la grupurile etnoculturale care conviețuiesc împreună, în cadrul căreia există interacțiuni, dialog, colaborare și activități comune. Atât societatea multiculturală, cât și societatea interculturală promovează respectarea drepturilor omului. Și trebuie să știți că nu se poate concepe interculturalitatea fără multiculturalitate. Într-o societate multiculturală, diversitatea este văzută ca o amenințare, ca o generatoare de prejudecăți, rasism și alte forme de discriminare. Minoritățile sunt tolerate pasiv și nu există relații reale de interacțiune și comunicare. Pe baza ceea ce ați descoperit cu privire la societatea multiculturală, ce expresie sugestivă ați găsit pentru aceasta? Foarte bine! Eu m-am gândit la acceptarea diferențelor. În societatea interculturală există interacțiuni sociale, schimburi și respect reciproc pentru valori, tradiții, norme. Pentru societatea interculturală, ce expresie credeți că s-ar potrivi? Foarte bine și de data aceasta. Eu cred că s-ar potrivi și egalitatea de șanse. Pentru că știți să faceți diferența între societate multiculturală și una interculturală, vreau să vă fac cunoștință cu Miro. Împreună veți descoperi o nouă lume și veți forma o nouă societate. Haideți să vedem ce surpriză ne-a pregătit Miro. Miro a descoperit planeta Merito. Ea este foarte asemănătoare cu Pământul. Pe această planetă există toate condițiile pentru viață și dezvoltare, însă este nelocuită. Miro v-a ales pe voi să fiți primii locuitori ai planetei Merito. Tot vouă vi se oferă șansa alegerii persoanelor care vor locui pe ea. Trebuie să analizați foarte bine pe cine alegeți să facă parte din societatea voastră, deoarece cel puțin 10 ani veți fi în preajma acestor oameni. Ce fel de societate v-ați dori să formați? Multiculturală sau interculturală? Care sunt persoanele pe care vă bazați să populați noua planetă? Împărțiți clasa în 4 grupe. Fiecare grupă își imaginează că va locui pe planeta Merito. Trebuie să alegeți 6 persoane care vă ajută să formați noua societate de pe planeta Merito. Aveți posibilitatea de a alege doar persoanele din următoarele liste. Aveți 15 naționalități: algerian, american, australian, brazilian, chinez, egiptean, german, francez, indian, israelitean, japonez, mexican, român, rus și turc și 15 meserii, precum businessman, bucătar, geolog, fermier, inginer constructor, jurist, mecanic, muzicant, om de știință, operator de computere, polițist, profesor, soldat, asistentă medicală și vânzător. Neapărat să alegeți și sexul persoanei.
Fiecare grupă va forma propria societate de pe planeta Merito și va completa un astfel de tabel în care veți menționa cele 6 persoane alese de voi pentru a forma noua societate, ținând cont de următoarele criterii: specialitate, naționalitate, sex și criteriul de selecție. Spre exemplu, eu am ales un om de știință, român, de sex masculin, iar criteriul meu de selecție a fost specialitatea. Spor la lucru! V-a fost greu să luați o decizie cu cine să formați noua societate a planetei Merito? După care criterii v-a fost mai ușor să vă decideți? Naționalitatea, sexul sau profesia? Ați fost influențați de stereotipuri, prejudecăți atunci când ați ales cu cine să formați noua societate? De ce ați ales aceste persoane? Prezentați 3 lucruri care considerați că sunt esențiale să le faceți când ajungeți pe planeta Merito. Foarte bine! V-ați descurcat minunat! Miro este încântat de societățile pe care le-ați format voi astăzi. În care societate creată de voi credeți că și-ar dori Miro să locuiască? De ce? Prezentați 3 argumente.